Dragii noștri, sunt Maria Cinar și ca și urmează ca de obicei la această oră o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. Vă reamintesc că ne puteți urmări live și online pe portalul video al televiziunii române tvrplus.ro, iar pagina Facebook și canalul YouTube al emisiunii vă așteaptă cu o selecție de materiale din cadrul emisiunilor noastre. În fiecare an, emisiunea Transilvania Policromă marchează Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului, instituită în 2005 de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, care a ales ziua de 27 ianuarie, data la care a fost eliberat în 1945 cel mai cumplit lagăr de exterminare, cel de la Auschwitz. În cadrul ediției de astăzi a emisiunii noastre, ne dorim să onorăm solidaritatea și iubirea dintre oameni, atât de rare în vremurile acelea cumplite, evidențind povești emoționante care transmit optimism și speranță, dar și importanța memoriei și a istoriei orale. În timpul Holocaustului, rata de supraviețuire a copiilor evrei care nu împliniseră 14 ani era aproape de zero. În general, istoria orală s-a concentrat pe mărturiile supraviețuitorilor adulți reveniți din lagărele naziste și prea puțin asupra copiilor care au scăpat cu viață grație unor conjuncturi favorabile. Proiectul TVR Cluj Copii Supraviețuitori ai Holocaustului, început în urmă cu 2 ani și jumătate, are ca obiectiv prezentarea conjuncturii în care copiii evrei din Transilvania de Nord au reușit să supraviețuiască. Astăzi vom difuza în premieră un alt film din această serie, dar vom afla mai multe detalii și despre acest proiect jurnalistic de la inițiatoarea proiectului și realizatoarea acestuia, colega mea, Andreea Ghiță, care îi spun bun găsit în calitatea de invitată în studioul nostru. Mulțumesc frumos pentru invitație și îmi pare să bine să revin în platou puțin după mai mulți ani. Este un proiect care este poate o premieră chiar și în România, din câte știu. Nu știu să se fi realizat astfel de proiect. Au fost multe proiecte realizate legat de supraviețuitori ai Holocaust, dar nu de copii supraviețuitori ai Holocaustului. Aș vrea să detaliem puțin această idee și de la care ați pornit când ați inițiat proiectul Copii Supraviețuitori ai Holocaustului. Adevărul e că acei copii care au supraviețuit atunci și aveau doar câțiva anișori au ajuns la o vârstă venerabilă. Toți au peste 80 de ani, pentru că anul acesta se comemorează 80 de ani de la deportarea evreilor din Transilvania de Nord. De fapt, orice copil care atunci a trăit are peste 80 de ani. Deci, acești martori care au niște povești ieșite din comun sunt și ei deja foarte în vârstă. Deci, undeva poate că am prins ultimul tren ca să realizăm un astfel de proiect, pe care specific l-am realizat împreună. Deci este un proiect la care am colaborat și colaborăm și o să mai colaborăm noi două și cu colega noastră aflată în platou în spatele camerei, cu Aida Ilie, cu colega noastră Dora Precup, care e editorul de imagine. Deci este un proiect al emisiunii Transilvania Policromă și al TVR Cluj. Și ideea mi-a venit, de fapt, eu aveam o experiență în domeniu, pentru că am lucrat o perioadă pentru fundația Survivors of Shoah, patronată de Steven Spielberg, și am realizat destul de multe interviuri cu supraviețuitori, cu supraviețuitori care atunci erau tineri sau atunci erau tineri adulți. Dar nu știu să se fi preocupat cineva, cel puțin în spațiul românesc, cu sistematic cu povestea copiilor care au supraviețuit datorită norocului și unor conjuncturi speciale și mai ales oamenilor buni, oamenilor adevărați din preajmă. Deja au fost realizate câteva filme. Astăzi, cum spuneam, o să fie difuzat în premieră un cel mai recent episod, da, cel mai recent film la care ați lucrat. Am cunoscut deja o parte din
această selecție, pot să-i spun, oarecum, a persoanelor care au supraviețuit, ar copiilor, bineînțeles, azi adulți, cum i-ați găsit? Care a fost cumva traseul de a decide cu cine urmează să faceți filmul? De fapt, am trăit în mijloc acestor povești pentru că fac parte din aceeași comunitate și de mulți ani mă ocup de acest subiect și în cadrul emisiunilor, deci era în preajma mea, nu a trebuit să-i găsesc. A trebuit doar să mă decid să încep acest proiect care am reușit să-l sistematizez în gând acum, chiar în timpul pandemiei. Și cei care au supraviețuit, fiecare are un alt tip de poveste. Deci acea salvare diferă de la caz la caz. Mai am 2 sau 3 interviuri care urmează să fie făcute, toți de aici, din Cluj. Mai am anumite cunoștințe despre persoane care ar fi supraviețuit, sunt la Oradea sau la Satu Mare, chiar la Ploiești, dar asta este, urmează să vedem cum sunt cu bugetul emisiunii și dacă reușim să ajungem și acolo și să le înregistrăm mărturiile. Să povestim puțin despre filmele care au fost deja realizate. Înainte de a veni la filmul pe care îl vom difuza astăzi în premieră, celelalte filme care au fost deja până acum și au fost povești care chiar citeam multe dintre comentariile la unele dintre filme au fost că chiar și persoane cunoscuți ai protagoniștilor nu știau multe detalii din povestea de viața acestora. Da. Pe care dumneavoastră ați reușit să le evidențiați în cadrul filmului. Da, pentru că lumea nu prea povestește. Nu e ușor de povestit. Ei erau foarte mici. Cumva vâltoarea vieții le-a schimbat calea. Fiecare s-a realizat. Chiar scriam un articol în legătură cu faptul că foarte mulți dintre supraviețuitorii Holocaustului, când au revenit, s-au străduit să-și refacă cumva viața, să se realizeze, să își construiască un viitor și n-au apucat să povestească decât mult mai târziu, la vârsta senectuții. Și concluzia mea este că oricât de faimoși au devenit și oricât de apreciați în domeniile lor, că erau savanți sau scriitori sau artiști, până la urmă calitatea lor esențială a fost aceea de supraviețuitor, care avea îndatorirea să povestească, să depună mărturie pentru o perioadă din ce în ce mai puțin cunoscută, care riscă să fie dată uitării și lumea riscă să repete, asta e în ultima vreme un loc comun, că never again, să nu se repete, dar vedem ce se întâmplă. Vedem ce se întâmplă în preajma noastră în 2023-2024, pentru că lumea uită și lumea nu înțelege esența, că toate aceste atrocități, toate aceste lucruri îngrozitoare la vremea respectivă au fost legiferate. Țările care le-au comis au adoptat niște legi pe care le-au pus în aplicare sistematic. În parlamentele lor le-au adoptat, guvernul le-a pus în aplicare cu ajutorul jandarmeriei și armatei. De fapt, erau regimuri totalitare naziste pentru că în momentul acela nu exista nici o posibilitate de schimbare democratică. Deci, cel mai important e să se țină minte că e nevoie de democrație, indiferent cât e ea de imperfectă, pentru că altfel riscăm să se repete aceste lucruri. Acum, la 8 decenii de la acest episod tragic al istoriei omenirii, cum ați spus și dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât se întâmplă lucrurile care se întâmplă, din păcate, în jurul nostru, este foarte importantă și mai importantă, dacă putem să zicem, această păstrare vie a memoriei. În România, acum s-a adoptat și această, mă rog, am vorbit și în cadrul emisiunii astăzi, importanța studierii Holocaustului, exact, în școli. Poate este și un motiv suplimentar pentru care m-am gândit la materiale despre copii. Pentru că fiecare poveste e legată de niște copii și poate tinerii care studiază, elevii care studiază istoria evreilor și a Holocaustului vor fi mai apropiați de aceste subiecte, vor înțelege mai bine, se pot pune eventual în locul unor copii. Ei, care au fost poveștile? Prima a fost povestea lui Robert Schwartz,
defunctul președinte al comunității evreiești, din păcate nu mai este între noi din primăvara anului trecut, care s-a născut la Cluj, într-un subsol, după deportarea evreilor. Deci el a supraviețuit pentru că a fost, mama lui a fost salvată, a fost scoasă din ghetou de doi oameni care erau ofițeri, medici ofițeri din armata maghiară. Și a născut într-un subsol, copilul a fost înregistrat la primăria Clujului de niște oameni care s-au dus, au avut curajul să se ducă să-l înregistreze și a scăpat datorită celor din preajmă. Era unicul, nu s-au mai născut copii, potrivit registrelor de stare civilă din vara anului 44, în toamna anului 44 nu mai este înregistrat niciun copil evreu, pentru că nu exista așa ceva. Deci el a fost un miracol, salvarea lui, și miracolul s-a datorat oamenilor adevărați. Oamenilor adevărați care au existat și în cele mai tulburi vremuri. A doua poveste, povestea doamnei Lucia Victorovici, medic, care a supraviețuit ascunsă într-o pivniță din Târgu Mureș. Era un copil de 7 ani, n-avea nicio șansă. Deci mama lui Robert, însărcinată, ar fi fost trimisă direct în camera de gazare. Fetița de 6 ani sau 7 ani, cât avea atunci cu mama ei, ar fi ajuns direct în camera. Nu avea nicio șansă dacă ea era deportată. Și a supraviețuit într-o pivniță, ascunsă într-o pivniță, prin bunăvoința unui vecin. Unui vecin care a înțeles că acești oameni și-a riscat pielea. Și era un risc foarte mare să ascunzi pe cineva, după cum era un risc foarte mare să te duci să... medicul care a asistat-o pe mama lui Robert înainte. Deci erau riscurile asumate de oamenii de omenie. De fapt, în acest film, în premiera de astăzi, avem o concluzie trasă de istoricul Zoltan Tiborisoabu, care apare în fiecare film și cumva este specialistul istoricul consacrat, publicistul consacrat, care povestește despre conjuncturile fiecărei salvări, și el spune că nu există în fiecare popor decât două categorii de oameni. Oameni buni și oameni răi. Și ar trebui să fie cât mai mulți oameni buni și cât mai puțini oameni răi. Deci tinerii care acum învață despre Holocaust, practic asta ar trebui să învețe. Și profesorii astea să-i facă să înțeleagă că sunt doar oameni buni și oameni răi, și ei ar trebui să dorească să fie buni și nu răi și să fie ajutați să fie buni și nu răi. Cum ați menționat, domnul Tibori, istoric renumit, recunoscut, a fost un fel de ghid istoric, putem să-l numim, și bănuiesc că urmează să fie în continuare și în următoarele filme. Da, și să specificăm că este directorul Institutului pentru Studierea Holocaustului și Genocidului din cadrul Universității Babeș-Bolyai, unde el este și profesor universitar. Deci este omul cel mai pregătit în domeniu, are și cărți consacrate unora din aceste evenimente, inclusiv celui pe care îl prezentăm în filmul de astăzi. Sunt multe detalii, ați consultat și arhive și foarte multe documente care, pentru a reda cât mai bine poveștile pe care le putem urmări în cadrul filmelor din această serie, Copii supraviețuitori ai Holocaustului, despre munca aceasta de documentare și importanța acesteia în realizarea unor astfel de filme, aș vrea să vă întreb în continuare. Este foarte important ca ceea ce prezint să fie adevărat, să fie veridic, să fie autentic. Și nu poți să realizezi nici măcar un film de 20 de minute fără să fii temeinic documentat. Dar cred că în cadrul acestor filme e foarte importantă imaginea. Imaginea și mesajul imaginii. Modul în care curge un film, modul în care se îmbină anumite secvențe. Ori asta n-aș fi putut face fără echipa acestei emisiuni. Degeaba aveam eu această idee și eram documentată și în gândul meu se legau lucrurile, pentru că ele în film se leagă altfel. Și esențial e ca telespectatorul să ajungă mai aproape de telespectatorul, să vadă, să înțeleagă dincolo de multe informații care pot să se piardă. Ori aici ai empatia colegilor. Deci empatia colegilor care au înțeles de-a lungul timpului, de-a lungul celor 25 de ani, aproape
30 de ani de când lucrez în televiziune, dar emisiunea n-are decât 25. Ce înseamnă minoritatea evrească, ce înseamnă în general minoritățile? Și sunt empatici față de poveștile pe care le prezentăm noi aici în emisiune. Și asta înseamnă foarte mult. Foarte, foarte mult. Că ați pomenit acum această perioadă, deja, iată, de aproape de 25 de ani, spuneți dumneavoastră, în TV. Dar 99. Chiar anul ăsta, acum, socoteam că emisiunea are emisiunea care se numea inițial Shalom și acum în cadrul Transilvaniei Policrome, are 25 de ani. Dar nu totdeauna, nu în multum sed multa. Deci nu înseamnă că dacă are 25 de ani, tot ce s-a făcut în cei 25 de ani e cel mai bun. Ne referim la materialele pe care le-ați realizat dumneavoastră de-a lungul anilor despre comunitatea evreiască și cât de mult accent ați pus pentru a evidenția cumva această parte tragică a istoriei despre Holocaust, dar nu numai, astfel încât aceste lucruri să nu se piardă, ele să rămână acolo în memoria colectivității și să fie transmise mai departe și generațiilor viitoare. Sigur că ele, unele poate le putem găsi în cărți sau poate chiar studia academic, să spunem așa, dar iată, rolul televiziunii aici este un pic altfel, ca să ajungă să fie aceste informații mult mai accesibile și transpuse într-un mod mai accesibil. Și de-a lungul timpului a trebuit să schimbăm și modalitatea de prezentare, pentru că sunt alte generații. Și altfel ar trebui sensibilizate și abordate subiectele, sensibilizat telespectatorul cu mijloacele cu care e mai obișnuit acum un tânăr. Pentru că mărturia poate fi foarte impresionantă, dar dacă nu n-are suportul imaginilor, e greu de urmărit și greu de înțeles. Deci, nu știu, cred că în mare măsură a fost și calitatea interlocutorilor. Deci am avut noroc de interlocutori care într-adevăr au fost carismatici și înțelepți, ceea ce veți vedea și în filmul de astăzi. Dacă mai vreți să ne spuneți ceva din culisele realizării acestor filme sau chiar acestui film, așa, spre finalul discuției, filmul pe care urmează să-l urmărim în continuare. Eu cred că din culisele, nu e bine să spui prea multe din culisele realizării unui film. Pot spune numai despre protagonista filmului de astăzi, că este o scriitoare cunoscută, o eseistă de limbă maghiară, Iulia Szilagyi, care a primit de mai multe ori premiul Academiei, premiul Uniunii Scriitorilor și niște premii din străinătate, care vorbește surprinzător de bine românește. Deci ea a fost protagonistă mai multor filme realizate de colegii mei de la emisiunea maghiară, dar e primul în care ea vorbește românește și o să vedeți că este foarte, foarte atrăgător ceea ce spune și reușește să povestească într-un fel cu totul și cu totul deosebit. Și este marele ei merit al film și, evident, al celor care au filmat acest film și sper ca lumea să înțeleagă dincolo de această poveste mult mai mult și să rămână cu ceva. Dincolo de această poveste, dincolo de aceste povești care aparțin acestei serii și care sperăm să se continue. Asta este și eu mai am în pregătire două povești cu totul diferite și mai ales lumea să înțeleagă că e mult mai bine să fii bun decât rău. E mult mai bine și pentru ei să fie buni decât răi și apropiați de oamenii din preajmă, să fie empatici, să fie deschiși față de cei diferiți de ei. Cam asta ar trebui să fie și să nu permită altora să fie răi, să fie încrâncenat, să urască. E foarte multă ură în această perioadă și ar trebui să o risipim cumva, cam asta ar fi menirea noastră printre altele, în afară faptului să spunem adevărul și să accentuăm adevărul, să nu fie mitizat, să nu spună lumea că vai, n-a existat Holocaust sau că astea sunt povești. Dar dincolo de toate astea trebuie să înțeleagă oamenii să fie buni pentru că toată lumea câștigă din. Asta e părerea mea. Și
Noi, ca jurnaliști, ne străduim și ne vom strădui în continuare să putem să transmitem cât mai bine, cât de bine le pricepem noi, aceste mesaje, mesaje de speranță, de optimism, cum am menționat chiar și la începutul discuției noastre. Și să înțeleagă conviețuirea, pentru că titlul acestui film este semnificativ. Filmul se numește Partea creștină a familiei a salvat partea evrească. Deci, conviețuirea pe care noi o avem prezentă în toate emisiunile noastre este mult mai importantă decât își poate imagina exact. Cineva. Deci poate fi un mijloc de salvare, un instrument de efectiv de salvare a unor vieți, la care noi nu ne gândim când zicem emisiunea conviețuirii sau Transilvania Policromă. Nu ne gândim că dincolo de asta înseamnă de fapt viață în loc de moarte. Și cam asta arată filmul de astăzi. Eu vă mulțumesc și vă felicit pentru această inițiativă și, în general, pentru toată munca pe care ați făcut-o și o faceți în continuare în cadrul emisiunii noastre, Transilvania Policromă. Eu nu pot decât să mulțumesc realizatoarei acestei emisiuni și colegei mele, Aida, din spatele camerei de filmat și colegilor mei, că am putut să realizez această serie. Mulțumim încă o dată. Așadar, stimați telespectatori, vă invit să urmăriți în premieră un nou episod din această serie Copii supraviețători ai Holocaustului din Transilvania de Nord, care prezintă povestea salvării Iuliei Silaghi de 8 ani, care a reușit să treacă clandestin frontiera de la Feleac. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături și astăzi. Nu uitați că ne puteți găsi în continuare pe Facebook, pe canalul YouTube, unde puteți vedea și celelalte filme din această serie. Sunt Maria Cinarșiga și vă doresc toate cele bune. Într-o seară, mama și sora ei au căutat un material galben dintr-o veche pătură sau plapumă, nu știu, și au făcut un desen a stelei și l-au decupat, l-au tăiat și plângeau. Momentul dramatic, de schimbare radicală în rău, a intervenit într-o noapte ploioasă de primăvară, când a trebuit să o luăm din loc, să traversăm în ploaie granița. Frontiera româno-ungară trecea la 4 km de Cluj, în perioada 1940-44, după cel de-al doilea arbitraj de la Viena. Era păzită de ambele părți. Nici autoritățile ungare, nici autoritățile române nu permiteau trecerea peste frontieră în scopuri de vizită la rude sau ceva de genul acesta. Guvernul Antonescu adoptase o lege prin care forțele militare care acționau în zona frontierei, grănicerii, jandarmii și așa mai departe, erau obligați să îi împuște fără somație pe cei care treceau frontiera. Surorile mamei s-au căsătorit cu creștini, deci asta, la urma urmei, a fost cheia salvării noastre. Partea creștinească a familiei a salvat partea evreiască. M-am născut în 1936 la Cluj. Sunt foarte legată de acest oraș. Adevărul e că mă simt acasă pentru că m-am născut aici și primele impresii, începutul vieții se leagă de clădiri, de persoane, de sentimente, de oameni. Nu ne-am mutat prea des, dar nu numai locurile
locuite, ci și anturajul general, impresia generală de familiaritate, prieteni, rude. Mă duceau în toate părțile orașului. Nici nu puteam imagina că se poate trăi și în alt loc. Asta este o caracteristică a copilăriei, cred eu. Dar momentul dramatic de schimbare radicală în rău, din bine, din acel bine familiar în care mă simțeam la mine acasă, a intervenit prima dată când l-au luat pe tata. Tata, înainte de a pleca la muncă forțată, ne-a mutat împreună cu bunica mea, ca să ne asigure existența și să fim împreună. Asta era ușa la bunicii și ea avea aici un mic grup de flori și niște pătrunjel. Ușa bunicii era aici. Nu era o ușă elegantă și purta numele Țilagi Corcoș, așa îl chema pe bunicul, care nu mai trăia de mult, numai din fotografii l-am cunoscut. Clasa întâia era aici, la mezanin. În fiecare dimineață veneam cu emoție și cu o așteptare și pozitivă și temătoare. Eram premiantă și doamna învățătoare mă iubea și eu o iubeam, deși era foarte severă. M-a făcut premiantă, deși eram singura evreică din clasă. Deci nu a fost nicio discriminare din partea ei. Doamna învățătoare m-a pus să recit o poezie de Petőfi. Pentru mine, Petőfi însemna lozinca lui esențială și care a rămas actuală, Vilak Szabadság. Libertatea lumii, libertate pentru toți, foarte puțini poeți de atunci au exprimat cu atâta claritate că dincolo de patriotism și iubirea față de propria origine, identitate, nație, mai există o altă valoare care le încoronează pe toate. Și aceasta este libertatea lumii. În martie 44, câțiva colegi de clasă, de o vârstă cu mine, eram de 6-7 ani, m-au bătut în stradă spunând că evreică puturoasă, ce cauți și cum vii tu să reciți o poezie de Petőfi? Și m-au bătut crunt. Când m-am dus acasă, n-am putut câteva ore să scot o vorbă, n-am putut să povestesc ce s-a întâmplat. Cum poate un oraș să fie atât de familiar și totuși să
să se umple de ceva străin. Apoi, trebuie să părăsim și acea casă în care stăteam cu bunica și într-o noapte ploioasă de primăvară, să o luăm din loc, să traversăm granița. Surorile mamei s-au căsătorit cu creștini, ceea ce la început a traumatizat-o pe bunica mea foarte riguros, respectoasă față de tradiție și față de religie. Și a fost neplăcut impresionată de aceste căsătorii, ca pe urmă să-și dea seama ce oameni buni au intrat în familie. Un ungur reformat, doi români, unul greco-catolic, celălalt ortodox. Sigur că și ei au depășit niște limite impuse tot de tradițiile lor. Erau probabil foarte îndrăgostiți dacă au preferat o evreică, poate că în contradicție cu aspirațiile familiei sau cu tradițiile familiei. Deci asta, la urma urmei, a fost cheia salvării noastre. Partea creștinească a familiei a salvat partea evreiască. În momentul în care aceste căsătorii s-au legat, nu era previzibil Holocaustul, nu era previzibilă tragedia care s-a petrecut în mod istoric și tocmai aceste căsătorii mixte s-au dovedit a fi o sursă de omenie și solidaritate. Nu era fără pericol trecerea frontierei, pentru că România, guvernul Antonescu, adoptase o lege prin care forțele militare care acționau în zona frontierei, grănicerii, jandarmii și așa mai departe, erau obligați să îi împuște fără somație pe cei care treceau frontiera. Sigur că acest decret nu s-a aplicat pentru că Mihai Antonescu deja în acea perioadă dădea semnale foarte clare către Occident, către aliați, că România nu mai dorește să continue drumul acesta de exterminare a evreilor care a fost în trecut, ci modalitatea prin care România dorește să scape de evrei este emigrarea în Palestina. Acest lucru sigur nu se știa la Cluj sau în alte părți ale Transilvaniei de Nord. Oameni nu știau pe unde se poate trece, ce o să facă ei în România. Așa că foarte puțini au încercat să treacă frontiera. A sosit între timp de la Budapesta cealaltă mătușa mea, căsătorită cu un ungur reformat, arhitect, și acest unchi a organizat fuga noastră peste graniță. Cu o altă ramură a acestei familii foarte pestrițe, etnic și religios, cu un cumnat român, nenea Leontin Pop, era jurist și o vreme și judecător. Granița trecea prin moșia lui. În Feleac avea moșia și acolo ne-a dus unchiul meu la cumnatul său român, unchiul ungur. Erau absolut de acord că trebuie să fim salvați. Nu ne lasă. Asta era deja începuse organizarea ghetoului. Seara târziu m-au scos din pat, m-au băgat într-o mașină și m-au dus acolo pe moșia lui nenea Leontin.
și aveau o bucătărie de vară și acolo ne-au făcut paturi și acolo am petrecut câteva zile și câteva nopți. Dramatic a devenit când o unitate militară ungară și-a făcut centrul chiar la moșia lui Nenea Leontin și la un moment dat am stat la masă cu locotenentul care conducea această unitate militară care a fost adusă să întărească paza graniței. Și mi-aduc aminte, era un om blond, frumos, un tânăr, care m-a urcat pe calul lui și m-a plimbat acolo. Niște situații tragice și comice în același mod. Majoritatea trecerilor au fost din inițiative personale și prin aranjamente personale. Au existat și rețele, dar nu toată lumea știa de ele. A existat o rețea cea mai sigură, a fost rețeaua tinerilor sioniști, majoritatea din capitala ungară, sau, mă rog, aciuiți în Budapesta, care în mod ilegal călătoreau cu documente false și care au venit în Transilvania de Nord și au intrat chiar în ghetouri, și la Cluj, și la Dej, și încercau să convingă pe evrei din ghetouri să evadeze din ghetouri și să treacă frontiera spre România. Foarte mulți au refuzat. Și la Dej, și la Cluj. Noi suntem aici cu familia, nu ne părăsim mama, tata, bunicii, ce știu, familia, nu ne părăsim și nu mergem. Așa că acest lucru a avut efecte foarte, foarte puține și de mici dimensiuni și evident totul se desfășura pe bani, nu pe ochi frumoși. Între timp, unchiul Breazlo Dejă, ungurul, arhitectul ungur care a organizat toată treaba asta, a mai adus o mătușă și un unchi din Cluj. Mătușa mea era în luna a șasea însărcinată și avea o fetiță de 3 ani, Marta. Și cealaltă mătușă, unchiul frate cu tata, era tot la muncă forțată, cu o fetiță de 5 ani. Și în acea noapte ne-au trecut peste graniță, era un om de-a lui Nenea Leontin, un țăran din Peleag, care ne-a dus până la un anumit punct în graniță. Nu înțelegeam de ce noi trebuie să plecăm noaptea și să umblăm pe jos și să facem kilometri și să ni se spună, eram 3 copii, eu și verișoarele mele. Ne-au spus să nu vorbim, să nu tușim, nici măcar să nu tușim noi fetițele. Eu eram de 7 ani și cele 2 verișoare de 5 respectiv de 3 ani. Și foarte serios, părinții ne-au spus să nu, nici să nu tușim. Nu-mi dădeam seama, de fapt, de ce trebuie. Nici nu mai întrebam. Viața a devenit atât de lipsită de acea continuitate logică a locurilor, persoanelor, situațiilor, care peste noapte, dar chiar peste noapte, s-a schimbat în ceva înspăimântător. La un moment dat, acest țăran român din Peleac ne-a lăsat într-un anumit punct. De acolo am făcut încă câteva sute de metri, cred eu, la șeful român, deja trecusem granița,
la șeful român al grănicerilor, el era foarte bun prieten cu nenea Leontin. Eram obosite, noi fetițele și plângărețe, ne-au introdus într-o casă în care a apărut în biroul lui acest demnitar care se aștepta la mine și la mama. Și am intrat 7 și îmi aduc aminte primele cuvinte românești pe care le-am auzit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a urlat. Pentru că riscul lui era și mai mare. Și totuși ne-a dat un soldat care ne-a petrecut câteva sute de metri. În fiecare popor există numai două categorie de oameni. Oameni buni și oameni răi, să spun așa. Da? Așa a fost și în nordul Transilvaniei, așa a fost și în sudul Transilvaniei. Deci cel mai bine era să treci frontiera în așa fel încât să nu întâlnești pe nimeni până la Turda. Am avut exemple când au fost trădați de către persoane care s-au oferit să-i ajute să treacă până la Turda, persoane din Ardealul de Nord, și avem exemple când au trecut cu bine până în Ardealul de Sud, până în România, și acolo au fost predați sau, mă rog, trădați de către țărani sau de către persoane care au locuit în satele din jurul frontierei și după aceea urcați în camioane militare românești și aduși la frontiera de la Aiton și predați Gestapo-ului și duși în ghetoul de la Cluj. În zor de zi, deja nu era întuneric, eu nu știu, m-am trezit într-o căruță, într-o trăsură și de acolo m-au scos pe cele trei fetițe, ne-am grămădit acolo în căruță, că nu mai, sigur că nu mai puteam să facem față, și ne-am trezit într-un sat și am intrat într-o casă țărănească. Nu știu explicațiile în ce limbă erau. Una dintre mătușile mele știa bine românește, Helen. Și la un moment dat, acolo ne-am refăcut, ne-am spălat și eram slăite. Și stăteam cele trei mame cu trei fetițe. Unchiul meu a plecat singur spre Turda, unde eram oarecum așteptați. E bine, la un moment dat a intrat acolo un militar neamț, un militar german, un soldat german, și eu, care deja atât am înțeles, eu eram cea mai mare dintre copii, că asta e o primejdie, ei nimeni. Și am văzut cum mamele noastre se uitau una la alta și nu știam ce o să se întâmple. Țăranul care ne-a primit în casa lui și a primit, sigur, nu gratis, ne-a fost gazdă câteva ore, i-a spus acestui neamț, probabil ca să se scuze pe sine, refugiați din Cluj. Ei bine, omul ăsta de vreo 40 de ani, înrolat ca toți bărbații în război, și s-a uitat la noi, ne-a studiat câteva minute și, cum am aflat ulterior de la mama și de la celelalte, de la cele două mătuși care comentau, erau absolut sigure că ăsta ne denunță și vom fi readuse în Cluj, cum au fost multe grupuri. Da. E bine, omul ne-a studiat, a ieșit din casă și noi așteptam înfrigurate ce o să se întâmple. Nu s-a întâmplat nimic, nu ne-a denunțat. Totuși, ce este important pentru povestea asta este faptul că dacă
Acest grup din care a făcut parte această fetiță de 8 ani nu ar fi reușit să treacă, sau ar fi reușit să treacă, dar ar fi fost trădată pe drum de cineva care divulgată prezența lor în România, ar fi fost întorși în ghetou, atunci nu ar fi supraviețuit, pentru că sub 14 ani rata de supraviețuire la Auschwitz a fost apropiată de zero. Deci supraviețuirea lor se datorează lui Leontin Pop și acelor care argatului lui și acelor care au facilitat trecerea frontierei de către acest grup, în care era și o femeie gravidă, erau și alți copii, deci grupul a trecut cu succes și a fost salvat. Nu s-a ales în masă această metodă de a trece frontiera spre România, în primul rând din cauza lipsei de informații. Lipsă de informații care să se refere la metodele de trecere, la drumurile, la oamenii care te pot ajuta și așa mai departe. Așa că marea majoritate a evreimii din Transilvania de Nord, aproape 132.000 de persoane din 165.000, au fost deportate la Auschwitz. 4/5 din evreimea din Transilvania de Nord a fost lichidată, a fost omorâtă și numai o cincime a supraviețuit Holocaustului. Și de acolo tot câte două, deci o mamă și o fetiță, ne-am urcat în tren, dar nu deodată. Eu mi-aduc aminte că m-au învățat câteva cuvinte românești, să spun bună ziua, să spun dacă mi-e rău, să spun mă doare capul, în tren. Dar să vorbesc cât mai puțin. Asta de la Turda la București. La București am avut rude, două surori de-a mamei și un frate de-a lui tata. Deci acolo am fost primiți cu brațele deschise, deci și acolo erau în vigoare legi antievreiești, care limitau foarte mult situația, dar nu era spre anihilare. La un moment dat a apărut adică doi tipi de la siguranță, cineva ne-a denunțat, un vecin, cum am aflat, asta era în casa mătușii și a unchiului Blau, Max Blau se numea unchiul meu, era o casă, o vilă pe strada Bitoliei, așa se numea strada, unde stăteau rudele noastre. Și mama m-a luat de mână să ieșim pe scara de serviciu. Și acolo era un tip care ne-a spus înapoi. Și ne-am întors înapoi în casă, unde deja colegul sau șeful lui, nu știu, ne-a luat în socoteală și a intrat cu unchiul meu în biroul lui Mișcovașii, care a avut argumente serioase, era un om înstărit și el ne-a salvat cu bani. După această pățanie cu cei doi de la siguranță, unchiul ne-a transferat la cealaltă mătușă, căsătorită tot cu un român, un brăilean, deci nu ardelean de-al nostru, cum obișnuim noi să spunem, era și maică sa era acolo, că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe de viață din copilăria mea. Tanti Jeni, o româncă ortodoxă brăileancă, care m-a învățat românește, care m-a învățat prima poezie în limba română, pisicuță, pis, 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 te-am visat în noapte în vis,
te spălai și te peptănai și cu laba așa făceai. Deși am fost primiți de către rudele din București cu toată dragostea, totuși m-am simțit ruptă de ceva foarte important, speranța de a reveni la Cluj. Și când am revenit, am recăpătat acea senzație de familiar. Nu de siguranță, pentru că aici mi s-au întâmplat și lucruri neașteptate și dureroase. Totuși era orașul meu, unde mă simțeam acasă, unde aveam amintiri, știam în ce casă cine a locuit. Revedeam parcul, revedeam clădirile, turnurile bisericilor. Persoane cunoscute, dar simțeam și lipsa acelor persoane care nu mai erau. Bunicii mei, prietenele mele, mătușa, verișoara mea, oameni care au dispărut și abia mai târziu am primit o explicație îngrozitoare că nu mai există, că au fost exterminați. Copiii, bunica, bunicul, nu mai erau. Știam că pe bunica nu mai găsesc aici, dar surpriza mea a fost alta. Am văzut în fața ușii, în fața intrării la locuința bunicii, o fetiță îmbrăcată în hainele mele și urcată pe bicicleta mea. Și am început să țip. E haina mea, e bicicleta mea, o vreau înapoi. Dar nu, e a mea, e a mea, țipa și fetița de pe bicicletă îmbrăcată în hainele mele, la care s-a deschis ușa, ușa bunicii, dar nu bunica a ieșit, ci o doamnă îmbrăcată, cam de vârsta mamei, îmbrăcată în negru. S-a repezit la fetiță, a prins-o, și a început să plângă. S-a întors spre mama și îi spunea: Doamnă, noi nu suntem hoți. Noi am primit toate astea, și locuința și celelalte locuri, lucruri. Să nu credeți că noi suntem hoți. Mama era probabil încremenită, nu răspundea. Nu putea nici să refuze, nici să accepte un dialog în situația care s-a creat. Credeți-mă, noi am primit toate astea, le-am primit, ni le-a dat. Nu știam, noi n-am vrut. Să nu credeți că suntem hoți, noi nu suntem hoți. Mama m-a luat de mână, eu țipam în continuare, nu mai țipam, plângeam. Fetița pe care a dezbrăcat-o maică-sa de haina mea, mama n-a luat, a refuzat haina și bicicleta și mi-a spus: hai să plecăm, bine tata acasă și o să ai și bicicletă și haine noi, liniștește-te, hai să plecăm. A fost o situație pe care sigur că nu trebuie și nici nu cred
că se poate uita, nici nu trebuie uitată, pentru că istoria, politica, foarte dușmănoase, care nu țineau seama de viața oamenilor, de familii, de copii, de conflicte, puteri care ne depășau și care totuși exercitau asupra vieții noastre o forță malefică care ne-a scos din normalitate, din viața pe care am dus-o până atunci. Singura surpriză vizuală plăcută pentru mine a fost prezența copacului. Într-adevăr, m-am bucurat că există ceva care era important și când aveam 7 ani sau cât? 8. 8 ani. Copacii supraviețuiesc, se pare, tragediile umane. Thank you.